Guitar Festival revine la Iași pentru cea de-a 17-a ediție, continuând tradiția de a susține și promova tinerii artiști din România. Evenimentul, care a câștigat un renume de-a lungul anilor, va avea loc la Casa de Cultură a Studenților pe data de 27 august. Această ediție este structurată în două etape. Prima fază, desfășurată între 22 iulie și 11 august, a reprezentat preselecția candidaților. Aceștia au trimis organizatorilor înregistrări video cu performanțele lor. Aceste înregistrări au fost evaluate de un juriu de specialitate, iar doar cei mai talentați au reușit să treacă în faza finală. Suntem la a 17-a ediție a festivalului, organizat de Casa de Cultură a Studenților și susținut de Primăria Municipiului Iași. Festivalul se desfășoară pe 27 august la Casa de Cultură a Studenților în sala Gaudeamus. Accesul este gratuit. Festivalul cuprinde două concursuri. Concursul de chitară electrică, care va avea ora de începere 10, și concursul de chitară bas, care va avea ora de începere 13. Ambele sunt pe 27 august în sala Gaudeamus. Accesul, cum spuneam, este gratuit. Sunt niște premii în bani, nu sunt sume foarte mari, pentru că scopul festivalului este să se evalueze, să vadă la ce nivel sunt, dar sunt sume în bani, un fel de asociație excelență pe portativ. Cred că premii cel mai mare 1000 de lei. Cei care au promovat această etapă au ocazia să participe în etapa finală, care se va desfășura pe data de 27 august. Gala de premiere va avea loc în aceeași zi, la ora 18:30. Pe lângă premiera celor mai buni chitariști ai competiției, gala va oferi publicului un moment deosebit, un recital susținut de câștigătorii ediției anterioare. Aceștia vor urca din nou pe scenă pentru a-și demonstra evoluția și pentru a inspira noile generații de artiști. Evenimentul nu doar că oferă o modalitate de afirmare pentru chitariști, dar încurajează și schimbul de experiențe între chitariști.